Ministerul Agriculturii și-a achitat obligațiile către legumicultorii care au cultivat roșii, vinete, castraveți sau ardei în sere sau solarii și le-au valorificat luna trecută. O treime dintre fermierii din întreaga țară sunt din Olt. Fiecare a primit în cont peste 10.700 de lei, echivalentul la 2.210 euro. APIA Centru Județean Olt a efectuat plata pentru beneficiarii declarați eligibili în programul de susținere a producției de legume în spații protejate. Astfel au fost plătiți un număr de 3.647 de beneficiari cu o sumă de 39.271.700 de lei. Acești bani sunt deja în conturile beneficiarilor la această dată. Banii au început să fie virați și în conturile celor 180 de legumicultori care au pariat în acest an pe cultura de usturoi și au îndeplinit condițiile impuse prin programul de minimis. Suma pe care aceștia o vor primi în cont va fi mai mare decât anul trecut. La această dată deja începem să facem plățile. Sprijinul este de 3.000 de euro pentru fiecare hectar. Și banii vor fi primiți de către fermieri în funcție de suprafața care a avut-o fiecare, declarată în dosar. Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, le-a promis fermierilor că de anul viitor vor beneficia de un sprijin mai consistent. Pe lângă cele două proiecte care s-au derulat în acest an, vor fi reluate alte programe considerate de succes în rândul fermierilor. O să reluăm programele bune care au existat în perioada 2017-2019. Mă refer aici doar așa fugitiv la programul Tomata, la programul pentru legume în spații protejate în ciclu 2. An de an, peste 4.000 de legumicultori olteni s-au înscris în programele de minimis implementate de Ministerul Agriculturii, prin care s-au angajat să livreze pe piață legume proaspete și de bună calitate. Numărul lor a reprezentat circa o treime din numărul total al fermierilor înscriși în aceste programe la nivel național.